Guvernul Cioloș a aprobat recent o ordonanță de urgență care va fi aplicată de la 1 decembrie, după ce vor apărea și normele metodologice. Aplicarea acestui act normativ se vrea o reformare a pieții muncii prin acordarea unor stimulente semnificative angajatorilor sau șomerilor care doresc cu adevărat să se angajeze. Proiectul de ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea legii 76/2002 referitoare la sistemul asigurărilor de șomaj și stimularea ocupării forței de muncă va intra în vigoare începând cu luna decembrie a acestui an, după ce vor fi aprobate și normele de aplicare a acestei ordonanțe. În ce sens se modifică legea șomajului? În sensul că subvențiile acordate angajatorilor care încadrează în muncă persoane din evidența instituției noastre se modifică ca și cuantum și se acordă mai multor categorii de persoane. Măsurile au fost concepute de așa natură încât să sprijine nu doar încadrarea șomerilor în plan local, ci să stimuleze mobilitatea geografică a forței de muncă în România, lucru foarte rar întâlnit până acum. Măsurile cuprinse în actul normativ se finanțează din fonduri externe nerambursabile și din fondurile publice aprobate în bugetul asigurărilor pentru șomaj. De asemenea, măsurile vizează persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, angajatorii, dar și românii din diaspora. Ordonanța se adresează unei prime categorii de șomeri, persoane până în 45 de ani, șomeri unici întreținători de minori în cazul familiilor monoparentale, persoane care mai au 5 ani până la pensie. Dacă în prezent cuantumul pentru subvențiile acordate angajatorilor care încadrează în muncă persoane peste 45 de ani sau întreținători unici de familii monoparentale sau celor care mai au 5 ani până la acordarea pensiei, este în prezent de 500 de lei, această subvenție va deveni 900 de lei. Cei care fac naveta la o distanță mai mare de 15 km de localitatea în care își au domiciliul vor beneficia de o primă de încadrare de 0,5 lei pe kilometru, dar nu mai mult de 55 de lei pe zi. Acordarea unei prime de instalare pentru cei care se duc să lucreze într-o localitate mai îndepărtată de cea de domiciliu în două tranșe. O altă subvenție care se va modifica, dar de această dată pentru persoanele șomere care își schimbă domiciliu ca urmare a angajării, în prezent este de 3.500 de lei, iar aceasta va deveni 12.500 de lei. La acest lucru se adaugă și faptul că această subvenție se acordă în tranșe, respectiv 50% la angajare și 50% se va acorda după expirarea a 12 luni de la data angajării. Prima de instalare de 12.500 de lei pentru șomerii care se încadrează în altă localitate va fi acordată în două tranșe, una la încadrare și a doua la un an de la angajare. Conform datelor oferite de AJOFM Neamț, la 1 septembrie în județul Neamț există 10.565 de șomeri. Alți 8.698 nu mai primesc niciun sprijin financiar de la stat și doar 1.867 mai încasează indemnizații de șomaj. Rata șomajului în populația activă este de 5,26%, iar cei mai mulți șomeri se găsesc în zona Roman, unde sunt 3.817 șomeri.